Comitetul Director Județean al PNL Timiș s-a reunit în această dupamează pentru a stabili principalele direcții politice pentru perioada următoare. Prima decizie luată cu unanimitate de voturi a rezultat în validarea candidaturilor pentru Primăria Timișoara și pentru Consiliul Județean Timiș. La Primăria Timișoara din partea PNL Timiș, candidatul este Nicolae Robu, iar la CG Timiș, candidatul PNL Timiș este Alin Nica. Membrii Comitetului Director Județean al PNL Timiș au stabilit că la alegerile locale din 9 iunie 2024, PNL Timiș va merge pe liste proprii, având toată încrederea că reprezentanții Partidului Național Liberal din fiecare localitate a județului au forța, responsabilitatea, capacitatea și susținerea comunităților în care candidează. Timișul înțelege mișcarea strategică a Biroului Politic Național și a președintelui Nicolae Ciucă de stabilire a unei alianțe PNL și PSD la europarlamentare, dar la nivel local și județean păstrăm neatinsă identitatea de partid de dreapta. Primele două forțe politice românești și-au dat mâna pentru interesul României la Bruxelles și pentru a fi o forță în grupurile politice care contează cel mai mult în Parlamentul European, însă aici în Timiș avem prima șansă și candidații câștigători atât pentru primăria municipiului cât și pentru Consiliul Județean. Anul acesta, prima dată în istoria democrației de după 89, vom avea administrație liberală și la Timișoara și pentru Timiș, a spus Alin Nica, președintele PNL Timiș.